Stimați colegi, astăzi ne despărțim de două mari calamități legislative moștenite din epoca Dragnea. Despre această perioadă când au fost adoptate, ne vom aminti poate peste ani, ca despre o vreme în care unii infractori sau urmăriți penali din PSD ajunseseră în poziția să-și croiască propriul lor cod penal și propriul lor cod de procedură penală. Exact așa cum și le doreau să fie. În primul, au încercat să dezincrimineze fapte de corupție, iar în al doilea, au încercat să complice atât de mult procedura, încât niciun judecător să nu-i mai poată condamna și niciun procuror să nu-i mai poată ancheta. Am redactat personal o bună parte din sesizările contra acestor proiecte. Aproape 200 de pagini în total. Și ce să vezi, Curtea Constituțională, condusă tot de domnul Dorneanu ca și acum, ne-a dat dreptate pentru aproape 100 de articole pe care le-a declarat neconstituționale. Și știți de ce? Pentru că erați pe punctul să aruncați România în haos. Chiar și judecătorii numiți de voi au înțeles că majoritatea amendamentelor profitau tuturor infractorilor, nu doar autorilor lor și colegilor lor de partid. Am fi devenit raiul penalilor, chiar mai rău decât după legea recursului compensatoriu, atunci când ați eliberat anticipat criminali periculoși care au recidivat. Mă întreb cum a fost atunci când ați văzut că oamenii pe care, repet, voi ați spus acolo, au făcut un pas în spate și au spus: gata băieți, ajunge, ați mers prea departe, nu putem să girăm așa ceva. Credeți că ați făcut o mare reformă, înlocuind câteva figuri uzate care v-au tras în jos electoral? Eu cred că n-ați făcut nimic și vă spun de ce. Mă uit la colegii din Comisia Juridică, cei de la PSD. Cum votează, cum se delimitează dumnealor de proiectele din epoca Dragnea, care v-au adus la 22,5% la alegerile europarlamentare? Vă rog să vă spun eu, votând împotriva respingerii sau cerând amânare. Iar dacă și acum ați fi votat împotrivă în plen și ați fi atacat la CCR așa cum ați amenințat, ar fi văzut toată țara că nu v-ați lepădat de Dragnea.